Prin această activitate, forțele navale române demonstrează o prezență activă în bazinul Mării Mediterane, participând la securitatea și stabilitatea în regiune. Puitorul de mine și plasă 274 a continuat marșul către portul Taranto. După o perioadă de 4 zile pe mare și tranzitarea a 2 strâmtări și 4 mări, a ajuns în portul Taranto pe data de 28 septembrie. Odată cu intrarea în port, a urmat refacerea capacității de luptă a navei și a echipajului, participarea echipei de comandă la briefing-urile de informare referitoare la operația Irini și planificarea și coordonarea activităților ce urmează a se desfășura în Teatrul de Operații Marea Mediterană.